din fotbalul nostru, care se poate lăuda cu o astfel de performanță. Preluare bună face Vlad, apoi dă drumul la minge pentru Clistei și este gol! Gol rapid, 1-0, minutul 20. Superbă această fază pe care a creat-o omul despre care discutam, Vlada. Atât cât de altruist este Vlada, fără probleme putea să finalizeze el, să dea la poartă din acea poziție. Îl vede însă pe Clistei, care vine lansat cu fața și urmează o execuție perfectă a lui Clistei. Bucurie ca la Real Madrid. Marcelo cu cine face acum? Ronaldo, cred. Da, cu Cristiano, parcă. Al șaptelea gol pentru Cătălin Clistei. În 11 partide. Foarte bună pasa lui Vlada. Foarte bună și finalizarea lui Clistei. A dat să iasă Marius Călinoiu, dar deși a încercat să blocheze, acolo se închide unghiul. A luat un prim gol în această după amiază. A vrut să facă preluare acolo. Din nou Petre Goge ține mingea în teren, o mută pe piciorul drept. Să vedem centrarea lui Antonio Sefer în 6 metri. Minge respinsă de Vlad Suciu. Un șut foarte bun! Gol! Alin Cârstocea cu o execuție pe placul Giuleștinei. 2-0 pentru Rapid. Splendidă reușită a mijlocașului.